Deci tu n-ai mâncat niciodată avocadoul meu? Doamne! Față de rinocer! Deci nu, deci dacă tu ai știut, Salut, bă, șacalor, ce faceți? Urmați-mă, bine ați venit în bucătăria mea, este un pic... nu, filma chiar asta tot. Este... da, să mai zic ceva. Bun, toată lumea v-am întrebat în clipul trecut dacă vreți să fac snic bucătar barbat, gătește mic dejun de salivez. Exact acesta a fost să fie titlul episodului, în care mă vedeți pe mine dezbrăcat în fața camerei. Aici am vărsat eu. Am vărsat eu, ce vrei? Bă, da, ce? Nu putem să facem asta normal, veniți după mine, vă rog frumos. Da, să vedem unde este. A, cred că știți ce urmează. Da, bravo, leule, iau. Uita-l, leule. Deci când mi-am pus ăsta pe mine, gata. Bă, nu foarte strâns, așa un pic lărguț. Bă, prostule, ești prost la cap. Haideți să vă explic, fraților, ce o să facem. Nu uitați să lăsați un like dacă o să vă placă acest mic dejun. Îl puteți găti și voi acasă. Dar, bărbați adevărați, avem aici avocado. Avocado, cremă de brânză și somon. Băi, este extraordinar. Ce facem prima dată? Hop, avem aici un avocado. Frumos, avem avocado. Trebuie să știți să faceți. De asta am scos de gunoi. Îl punem aici, bam! Hop, și-am pus avocado. Avem aici avocado-ul. Dați-o la că ce mizerie trece snick ăsta. Deci nu, deci dacă tu tai avocado cu ăsta, ți-ai băgat pe sprânceană, pe șama și pe sprâncele tale jegoase și urete. Așa, am făcut duș la sală aici, bro. Dar nu, ultima activitate, deci dacă tu ai șterge la că du-te, bă. N-am mai filmat de mult un bucătar barbat adevărat. După ce avocado ești un pic moale, da? Fiți atenți, fraților, hop! Bam! Și-am tăiat avocado-ul, fraților. Pe mâini te-ai spălat? Normal. Că nu. Mi-am luat să pun cu miere de la Lidl, atenție. Ți face o chestie, o șmecherie de asta, hop. Ratatule, ai făcut așa. Bam, vezi, ai băgat. Știai? Știai? Chiar nu știam asta. Păi de ce mănânci aiurea dacă tu nu știi? Eu tai invers de obicei. Bun, fraților, ați pus avocado aici. Aveți nevoie, urmați-mă în bucătăria mea. Un bol, fraților, un bol, o furculiță. Ce se întâmplă, fraților, ce facem aici? Ca să vă fie ușor, chiar pentru că avocado o să fie un pic tare, încercăm să-l tăiem. Mamă, vezi, era să nu apăsați chiar foarte tare. Nu apăsați chiar foarte tare, atenție! Pe parte și pe alta, în cât mai multe bucățele, știu că arată ură, dar trebuie să arate așa, știți? E mai ușor să-l pisăm dacă e în bucățele mici, știi? Bam, îl întoarcem și așa, hop, scurt, bine, sniculez. Ei zic, avocado cât timp trebuie să se coacă. A, deci, fraților, este foarte important să luați mai mulți avocado, pentru că în prima zi când îi luați, nu o să puteți să mâncați următoarea zi avocado. Asta este un tips and tricks de la Snick. Pentru că avocadoi ăștia îi aduc necopt, știți? Stați, fraților, cum tăiem avocadescu în cât mai multe bucățele. Ați fost la școală, ați mâncat? Dacă nu ați mâncat, puteți să mâncați acum cu mine. Lăsați-mi, bineînțeles, în comentarii ce doriți să gătesc data viitoare. Ce am zis că facem ratat? Paste? Burger sau paste? Burger am făcut. Burger ai făcut, păcate. Și ce bun a ieșit. Asta trebuie să e bună? Hai, bă, că-i bun! Bă, ai greșit, poate să arăt. Ne-ai zis cât costă acest mic dejun? Acest mic dejun este foarte ieftin, fraților. Știi oamenii care se pun întrebări și repet întrebarea să răspundă? Ne-ai zis cât costă acest mic dejun foarte gustos și salivaros? Acest mic dejun foarte gustos și salivaros costă nu mai mult, nici mai puțin de 5 lei avocado, da? Este 5 lei un avocado. 7 lei crema de brânză pe care o ai. Wow! Da, ratat o ai. Mai multe dăți, vreo 3-4 dăți, deci ar veni, să zicem, 2 lei per mic dejun. Somon 11 lei. Wow. 11 lei, atenție, îi parți în două, 100 de grame, 50 de grame, pui și tu mai cu bun simț. Adică 6 lei, 6 cu 5, cu 2. Calculează. Ia fă, bă, calculează. 6 plus 5. Dacă mă vezi că m-am trezit la 5 dimineața, lasă-o în brânza mea. Mam, ne-am mutat aici, ce luăm, fraților? După cum puteți vedea, am lămâiță. Filmezi de goli? Da, pot să filmez, dar e gol pentru că ce, dar ce am? Iaurt light, wow! Parmezan, somon, uitați, fraților, cât somon am și aici am împărțit exact pentru un al doilea mic dejun, după cum puteți vedea. Am mai mâncat unul dimineață, este cel mai bun mic dejun, fraților, ce facem? Luăm asta, bam! Oregano mărunțit, foarte important, sare într-un borcanel de roșii, atenție toată lumea, iber, atenție! Negru, atenție și pâine toast, pentru că este foarte bună. Eu de obicei pun așa în pălmuță, mi-mi place mai condimentat, ceva în genul ăsta, uite, așa mai putem să punem un pic oregano. A, de ăsta-i tot. puneți și voi cât am, eu atâta aș mai fi vrut să zicem, dar da, atât îmi place mie, da. Deci s-a întâmplat să-mi parte exact la fix. Puneți și piper, puteți să-l condimentați, atenție, aveți încredere în mine, condimentați-l, cam atâta piper. Și acum nu că sunt eu prost, că știu, atenție, sare, ia, punem în mână, hop. Puțină și... sare, o țărare. Ratat, ai încredere în mine, bun, uite așa. Atenție, fraților, hop, asta e scurta, scurta să mă așa, da? Trebuie mai multă. Nu, ai încredere în mine, că nu trebuie foarte multă, că mai punem pe somon. Bă, eu zic sincer, verdictul meu, da? Ce facem, fraților? Acum trebuie, intervine partea de forță. Dacă n-ai tu forță, cheamă pe gagică, ta Mihaela să împingă aici.
Dar un bărbat, bucătar, bărbat, adevărat, viking, bizon, are forță să împingă el, da? În timp ce pisăm, fraților, nu cheltuim niciun pic de timp, pentru că un bucătar, bărbat, adevărat, știe să-și facă timpul perfect complet. Bam, am luat două felii de pâine, le-am pus în prăjitorul de pâine și am selectat această tastă automată. În acest timp, fraților, bucătari bărbați, eu vă învăț aici nu doar cum să deveniți... Nu vă învăț doar cum să deveniți bucătari bărbați, vă învăț cum să deveniți oameni. Este foarte important să avem demnitate, onoare, ambiții, voință, iar asta nu mănâncă toți ratați. Bun, fraților, atenție, după ce l-am pisat și l-am făcut, cum se mai ziceți voi pe la țările calde, guacamole, acesta nu este guacamole, este avocado. Iar acum, fraților, așteptăm să se coacă pâinea. Deși că așa vorbesc când e fitul. Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Fraților, astăzi o să facem ceva foarte tare, fraților. Un mic dejun extraordinar. Nu uitați să lăsați un like și să vă urmăriți pe Instagram. Cine vă urmărește, îi voi da follow chiar eu pe Instagram. Oare am avut... Mă dor urechile. Trebuie să luați o farfurie. Nu filma, că am doar 3. Nu te cred. Alea zicior. Ia, ia. Unde merg? Unde merg așa? Unde merg așa? În ciorb. La ciorb, iau. Pâinea trebuie să fie nici prea prăjită, nici prea neprăjită. Mai băgăm cam circa 15 secunde. Fraților, cremă de aceasta, Lidl, sponsor me. Întotdeauna merg la Lidl să fac cumpărături. Asta nu este sponsorizare, dar chiar Lidl este magazinul meu preferat. Eu nu sunt preferatul lor, aparent. 20 de grame de proteină, fraților. Omega 3 este sănătate curată. Sper că pâinea s-a prăjit. Atenție, nu fiți proști ca mine, că am vorbit cu mama că am vrut să-mi iau somon și scria să fie din Norvegia. Dar eu mi l-am luat de la pe care trebuia să faci în Tigaia, atenție, și am dat 25 de lei pe el. Rostule, 11 lei costă acest somon. Hop, și am pus aici. Bam, hop. Încă două. Este de obicei cam 4 feluțe dintr-un avocado de asta. Să nu vă luați avocado mici, că ziratați și nu-ți bun. În timp ce se face cealaltă pâine, punem, putem spune cu multă dărnicie, punem cremă de brânză ca să fie bun, știi? Ceva în sensul ăsta, arta, the artist, ok? Snica, I have a question for you. Please, guy, tell me. Please, dude. Is this stricat? Because the last time when I was at you, this was fucking stricat. Ok, prostul a venit la mine și am plecat o săptămână de acasă. Putea să se întâmple altceva, nu era normal să se strice. Prostule, ce vai, să-ți am mâncare care nu... Normal că eu am mâncat tot ce a rămas mai bun și am lăsat ce știam că o să mănânci tu. 4 felii bune, după care, atenție, frazilor, acestea... Aaaa, și dacă aș intra pe videoclipul ăsta, n-aș putea să mă dacă ai face așa. Vai, da, n-aș putea, bă. Nu dau nume, ne gândim, cred că, la aceleași lucruri. Da, sunt mai mulți care... Salutare, fraților! Da, fraților, un bucătar bărbat își testează masa. Este foarte bună, este de calibru stejar. Mi se pare că ne-am grăbit cam mult. Ce mai faci? Zici că e podcast de ăla, știi, în care tu mi-ai interviu și eu vorbesc cu tine. V-ați fac o sepă. Mai putem să stăm un pic. Așa, deci mai sunt. Care a fost până acum episodul tău preferat din Sing Bărbat Bucătar Adevărat? Sunt de impresie că episodul meu preferat din... Snic bucătar bărbat adevărat a fost acela când am găsit acel burger. Cred că mi-a ieșit mai mult decât bine. Cu ce aveam, puteam să... Nu am, dar consider că e ok, nu? Hai să facem un loc. Ai, fraților, ce se întâmplă? Snic bucătar bărbat adevărat. Fraților, dacă vreți să aveți aripi, aripi de bizon, de eagle. Nu, asta e copașul de bizon. Și aripi de vultur. Eu sunt un element, fraților. Aripi de vultur, cocoașe de bizon, pumn de cangur, față de rinocer. Cât de crezi sunt pe scale de la 1 la 10? Fraților, nu uitați să folosiți codul SNEAK pe Foodshop pentru o super reducere. Nu uitați, avem și noi de plătit o rată la mașină și de plătit chiria. Nu uitați să folosiți codul. Hai să vedem cum mungi. E mai ce bucățică mai adevărată. Ai luat cam prea adevărat, ești prost. Voleu, băi, cam prăjită asta, voi SNEAK. Nu ratat, ascultă-mă că sunt moaie. Știam un banc. Ia, spune un banc. Dar e un pic mai așa. Bă! Știi bancul cu Emil? Emil în gură? Nu. Emil, dumil și condumil. Deci frate mi-are potențial, el este băiat, dar o să devină bărbat într-o bună zi. Bun, fraților, am revenit aici eu pe felii. Frate, te-ai prins? Am revenit eu pe felii. Bă, neintenționat am zis eu. O furculiță, plasăm avocadescu pe felia de pâine. Guacamole, așa zis. Nu, guacamole este pentru fraier. Acesta nu este guacamole, este rețeta. Ok, Snic, acum spunem diferența între guacamole și avocado. Bun.
Atenție, fraților. Guacamole. Crește în America de Sud, pentru că. Nu, este când vrei să zici în care reușești să o chem pe o gagică la tine, faci guacamole, veri, că na, vrei să impresionezi gagica. Dar dacă tu vrei să fii bărbat, să mergi la antrenament, să ai de muncit în ziua aia, mănânci avocadescu, frate, nu mănânci. Avocadescu? Mănânci dracu, avocadescu, nu. Da, te duci la un mic dejun, hai să zicem, bem o cafea. Ce-ți comanzi? O cafea, o apă plată și guacamole, vă rog frumos. Dai și tu 50 de lei, când cu 50 de lei îți faci, dipocnești, îți faci firmă de avocado, ești prost? Cu 50 de lei. Păi mănânci la avocado, dipocnești, ești prost? Ok, Snic, acum ce sugerezi? Să-mi plantez un avocado în curte? Sincer, da, îți recomand o investiție minimă de 1200 de euro, îți faci un solar și plantezi avocado. După ce am pus tot ăsta, bam! În punga aceasta sunt 100 de grame. Dacă este chipzuit și în viață trebuie să fii chipzuit ca să reușești, împarți, mănânci 50 într-o zi și 50 în alta, fraților. Că dacă vă puneți 100, ziceți, a, Snic, dar ce așa puțin, fraților. Dacă eu care sunt... Snic, dar ești săram, eu îmi pun 100 de grame din prima când îl fac. Da, boss, și tu de-aia n-ai bani niciodată. Că nu știi să investești, prostule. Pui, da, bravo. În mine, boss. Acum, să zicem că gagica aia pe care ai chemat totul la tine, gagica aia pe care ai chemat totul la tine, încă doarme, știi? Și vreau să fac un story. Sau vrea să vrea să fac, vrea, da, o să facă, oricum să piși. Tu ca un gentleman, că ești bărbat muncitor, te-ai trezit înainte, te-ai spălat, te-ai făcut fresh, ai băgat un antrenament. O aștepți unde scoade asta. Zici, te rog frumos, nu-mi da tu inel că-ți dau eu, baby. Asta o să zică, bun fraților. Trage niște cadre faine să pun o melodie. Și am revenit, fraților, fraților. Mai avem ceva de făcut foarte important ca să iasă mic dejunul complet. În momentul acesta vă voi arăta, fraților, cum să faceți cea mai tare cafea la ibric. Știu că mulți dintre voi poate nu beți cafea, nici eu nu beau, dar în schimb, dacă tot vreau să fac o cafea, vreau să o fac bună. Nu pot bea o cafea de la un expresor. Bărbați adevărați, fraților, fac cafea la ibric, let's fucking go. Totdeauna ce mi-a plăcut a fost acest gest. Înainte de a face cafea, o filmează. Ia. Altceva, boss. Fraților, întotdeauna trebuie să mirosiți cafea înainte să o faceți. Este foarte romantic să bei o cafea. Bună dimineața la cafeluță, ca să vi se facă poftă de muncă. Atenție, atenție, luați apă. Bă, apă atenție. De la izvoraș, atenție. Puneți cum să faci o cafea. Câtă cafea, uite, să zicem că cafea ta cafea și la frate meu. Ce facem, fraților? Am turnat ceașca în ibric. Hop, una ceașcă. Atenție, frate, bă, îmi pare rău că-i murdar acolo. Dați bucătar barbat. Și pornim foc, cu atenție. Lăsăm apa un pic să fiarbă. Bun, fraților, când apa, atenție, aproape fierbe, că mai are extraordinar de puțin să fiarbă pentru două cafele, fraților. O secundă. Wow. Ce înseamnă să fiarbă apa? La 100 de grade pe scara Celsius. Atenție, punem cafeaua și începem să amestecăm, fraților. Începem să amestecăm până când cafeaua va da. Simți mirosul, frate? Simți mirosul? Dacă o lași un pic așa, uite, atenție, vedeți cum urt că? Da. Atenție, se observă, nu-i bine? Se vede că cafeaua trebuie să dea în primul clocot. Uite, vezi? Și când cafeaua urcă, atenție, ratatule, hop, o ridici, o ridici, o lași să cadă la loc, bam. Așa trebuie, nu știu, așa mi-a zis și mama, nu știu ce să zic, așa mi-a zis mama, trebuie să... Hai, deci nu e rețetă bună, rețetă bună. Ba nu, dar este... nu. De ce lăsăm un pic cafeaua să stea ca zațul ca... Da, spune. Caburii să intre în cafea. Lăsăm ca să zațul să coboare, să nu fie... El este o furtună. Bărbați bucătari adevărați, vreau să o las cafea noua logii în viață. Vezi ca zațul de cafea. Când este furtună, zațul este peste tot. Dacă ți-ai pus în cafea, zațul este peste tot. Dacă lași la că zațul să coboare, cafeaua va fi bună. Adică, trebuie să fiți precum cafeaua. Trebuie să vă calmați. Op, și-a transpirat, fraților, te rog frumos. Ia! La tati, eu am zis că nu mai beau cafea, dar n-am cum arată prea bine această cafea. Și este făcută, fraților, ați văzut, natural. Deci cam ăsta e micul dejun, băi. Acesta e micul dejun pe care fratele meu va degusta chiar acum, ca să fie nota finală. Bun. Rog frumos să mănânci cum să mănânc. Ia să vedem. Dă-o în brânză, mă, Snic. Ratat. Vreau o părere sinceră. Ai dat 5 lei pe asta? Pe felie? Nu, pe toate. Da, 5 lei, da. 5 lei, 10 lei? Da. Și ultima... Atenție! 12,50 lei. Părere, sincer, e bun? Bă, de ce atent? Mai au gură, te rugăm. Da, foarte bun. Bă, mă bucur că-ți place.
Cafea este foarte fierbinte, s-o guste acum. Dar fraților, fraților, acesta putem spune că este, băi, bărbați, un mic dejun de salivezi. O cafeluță, un somonescu, un avocadescu. Mănâncă vă mai ușor că s-aude pe clip. Vreau să vă spun, dacă vreți să mai facem, nu uitați să lăsați un comentariu și un like la clip, că mai facem, fraților. În continuare, ce să vă mai zic, ca de fiecare dată beți apă multă, faceți formul, râdeți cât mai mult și folosiți rețeta lui Snic Bucătar Bărbat ca să deveniți și voi bucătari bărbați adevărați. Eu v-am pupat!